Gruparea de Liga 4 Steaua București a ratat pentru al doilea an consecutiv accederea la barajul de promovare în Liga 3-a, fapt ce a condus la demiteri și demisii în rândul antrenorilor care au condus echipa în cele două sezoane de când s-a înființat. Pentru a nu mai rata nici în acest sezon accederea într-un eșalon fotbalistic superior, mai mari clubului din Ghencea l-au adus la cârma echipei pe Daniel Oprița, acesta fiind ajutat de alți doi foști mari jucători care au scris o filă de istorie în fotbalul roș-albastru, Iulian Miu și Florentin Dumitru. Ajuns la 43 de ani, Iulian Miu a efectuat vizita medicală și a fost legitimat la noua Steaua București, iar vineri a evoluat în ultimele 10 minute ale amicalului de la Câmpul Lung. Iulian Miu a fost ovaționat la intrarea pe teren de către galeria roș-albastră, acesta având o evoluție bună în minutele petrecute pe teren. Iulian Miu a evoluat la echipa din Ghencea în perioada 1996-2002, a îmbrăcat tricoul roș-albastru al Stelei de 149 de ori, pentru care a marcat 4 goluri, fiind unul dintre idolii suporterilor steliști din întreaga țară.